Deci, haideți să vedem cum se face cererea pentru Wohngeld. Deci, ajutorul suplimentar pentru chirie. Așa arată cererea. Aici trebuie să bifați dacă este prima dată când faceți cererea, dacă vreți o ridicare a subvenției, în caz că rămâneți cu mai puțin bani înainte, etc. Sau dacă cereți să se continue acest ajutor. Adresa de la, de la această instituție, din orașul în care stați, și acum mergem pas cu pas toate. Numele de familie vine trecut aici, data nașterii aici, masculin sau feminin, locul nașterii, adresa, adresa de mail, doar dacă vreți să o treceți, meseria, numărul de telefon și aici completați doar dacă altcineva completează pentru voi și are acest drept. Dacă mai aveți o altă adresă unde locuiți sau aveți un, o singură adresă, Aici burlac, căsătorit, cuplu înregistrat, văduv, divorțat. Dacă se bifează divorțat, data divorțului sau despărțiți, atunci data când v-ați despărțit. Sunteți angajat, ați ar fi Arbeitneemer sau aveți firmă proprie, sunteți pensionar sau student, etc., etc., sau doar mini-job. Da? Surțat arbeitslos, înseamnă acum fără muncă. Deci nu pe social, ci arbeitslos. Deci la forțele de muncă înregistrat. Household Smithcleedă. Cei pentru care se depune cererea, deci cine stau în această locuință. Membrii familiei, la fel masculin, feminin. Dacă mai are altă locuință, data nașterii, locul nașterii și aici ce legă în ce legătură sunt verheldnis sau Deci aici vine ori soție, ori copil și așa mai departe, toți trecuți aici, unul după altul și aici, bineînțeles, scrii copil, de exemplu, dacă este vorba despre copil. Bun. Vă întreabă dacă mai locuiește cineva în locuința voastră. Dacă da, trebuie să spuneți câți și atunci numele și prenumele uh, celor care stau cu voi în acea casă. Dacă cineva a decedat în ultimele 12 luni care stătea cu voi în casă, atunci bifați nu sau da. Dacă bifați da, trebuie să treceți numele, prenumele, locul nașterii, data nașterii, data când a decedat. Dacă v-ați mutat după ce a decedat acea persoană în ultimele 12 luni, dacă decedatul a beneficiat de bani de transport și așa mai departe și după deces, dacă s-a mutat altcineva la voi în casă, dacă da, cine s-a mutat și când s-a mutat. Asta este, sunteți membri non-EU sau EU, da sau nu, dacă spuneți nu, atunci cine s-a obligat să vă acorde sau dacă cineva s-a obligat să vă acorde un sprijin pentru persoanele non-EU, dacă bifați nu, atunci, bineînțeles, rămâne nu, dacă bifați da, trebuie să dați datele. Aici vă întreabă acum veniturile. Să trecem toate persoanele care au un venit și după aceea. Dacă ești angajat, venitul. Dacă ai mini job, venitul. Dacă faci ceva pe cont propriu și ai câștig, la fel. Dacă ai firmă și ai câștig, la fel. Ai bani undeva care aduc beneficii sau aduc dobândă, dividende, trecem aici aveți locuințe închiriate, trecem aici. Primiți alte pensie de altundeva sau primiți pensie, atunci bifăm aici. Plăți de întreținere de persoane, asta e vorba dacă aveți copii undeva sau alte persoane pe care le susțineți financiar. Și muncă non-profit. Bani de șomaj, bani de boală, bani pentru mamă după naștere, mutterschaftsgeld sau Eltergen banii de părinți. Ajutor de meserie sau de studii, acel numit BAFEC. Și dacă din strănătate primești, de exemplu, pensie sau primești bani după chirii, etc. Alte încasări puteți declara aici. Aveți bani pentru cineva care are grijă de copii, că e persoană privată sau crește sau etc., atunci aici. Cotizația care o aveți la Krankenversicherung, deci la asigurarea de sănătate și la asigurarea de îngrijire. Asta scrie întotdeauna pe foaia de salariu. Dacă bifați acolo și atașați după aceea foile de salariu, atunci și iau ei cotizațiile. Dacă aveți asigurare de pensie sau de viață privată, la fel. Bifați că aveți și după aceea le puneți în antrag dacă în următoarele 12 luni se va schimba ceva la persoanele care stau în casă. Deci, de exemplu, dacă cineva are deja un contract de muncă și știe că în două luni va începe alt serviciu unde va câștiga mai puțin sau mai mult, atunci se declară aici, da, vom câștiga mai puțin și atunci de ce? Fiindcă am schimbat locul de muncă. Bun, ia să vedem. Kindergarten, Lichelaistung, deci... Mai primește cineva din familie alți bani de ajutor? Dacă da, cât, câte persoane primești și suma care o primesc. Plătiți bani de întreținere, dacă da, atunci dovada notarială. Deci ai un copil în România, plătești bani de întreținere, ai un act pe care îl faci oficial notariat și îl pui aici în antrag. Și atunci cine și așa mai departe și câți bani să plătesc pe lună acelei persoane. Pentru persoane cu handicap sau refugiați politic, dacă este cazul, atunci și aici da. Și se trec datele. Ce mai avem aici? Mai primiți alte ajutoare de la stat? În caz că primiți alte ajutoare, deci scădere de chirie și așa mai departe, trecem aici. Da, da, da sau nu? Mă gândesc că se explică de la sine. Uh, Plată integrală sau un rate la chirie. Aici vă întreabă ce chirie plătiți. Puneți câtă chirie plătiți și cum va fi plă sau cum se plătește chiria integrală sau un rată. Deci de două ori pe lună sau o lună sau uh, o dată pe lună sau deloc. Și dacă aveți datorii față de chiriaș. Dacă stai în locuința proprie, atunci trebuie să treci aproximativ cât ar fi chiria în locuința în care stai, nu ratele care le ai la bancă. Știi cumva dacă se va ridica sau se va scădea chiria în următoarele 12 luni? Dacă ai primit deja de la proprietar o hârtie sau o înștiințare că va crește chiria, atunci poți bifa da și să explici de ce sau cu cât. Mai sunt alți chiriași în locuința în care sunteți voi? Dacă mai sunt da? Și cât plătesc ceilalți sau cât contribuie ei. Împărțită pe uh, încălzire, dacă e vorba de încălzire sau apă, etc., etc., contribuțiile lor în această casă, că se scad, bineînțeles, de la cheltuielile voastre. Dacă aveți capital, imobile, etc., care se depășească 60.000 de euro de persoană în casă și 30.000 fiecare persoană care vine după prima înregistrată, atunci trebuie declarat. La cui să-i se trimite banii, după Von Geld, mie sau la altul, datele de cont, dacă în caz că e altă persoană, atunci aici. Mai aveți ceva de adăugat, adăugat? Adăugați aici. Și după aceea, asta o completează ei. Deci, aici nu faceți nimic. Mai vine doar ce le dai lor, ce bifați și ați adăugat ca dovadă. Le puneți, de exemplu, bifați aici, v-am trimis. Uh, foaia de salariu sau foile de salariu sau de la șomaj sau, 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 Ausbildungsgeld, deci dacă faci școală, etc., etc. Tot ce puneți ca hârtie, ca dovadă, de exemplu, Mitfertrag este, este contractul de chirie, bifați și aici și puneți și contractul de chirie. Deci, cam atâta, nu-i chiar atât de greu, sper să vă descurcați. Dacă nu vă descurcați, puneți întrebări și vom încerca să răspundem cum putem. Abonați canalul YouTube deoarece tot timpul va veni câte ceva nou. Toate cele bune, vă pup!